ieșit din casă și a dispărut fără veste. O femeie de 34 de ani din satul Leca, raionul Cantemir, a fost dată în căutare de rude după ce acum o săptămână a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Poliția a fost sesizată în data de 11 mai de către cei apropiați. Aceștia au declarat că femeia a plecat fără a comunica adresa în care se deplasează, iar până la momentul actual nu a ieșit la contact. Olga Cranea are înălțimea de 1,68 m, corpulența medie, ochii căprui și părul șaten. În acest context, poliția roagă persoanele care au recunoscut femeia din imagini sau cunosc locul unde s-ar putea afla să apeleze la telefoanele afișate pe ecran. Orice informație poate fi utilă.